Salutare, prieteni! Un subiect incendiar astăzi. Cine a ordonat asasinarea soților Ceaușescu? Adevărul despre uciderea cuplului dictatorial din țara noastră în urmă cu mai bine de 3 decenii a fost expus de fostul prim-ministru al României, Petre Roman. Primul premier al României post-decembriste a spus lucrurilor pe nume la Canal D în emisiunea 40 de întrebări cu Denis Rifai. Întrebat despre cel mai controversat moment din decembrie 1989, uciderea soților Nicolae și Elena Ceaușescu, fostul prim-ministru a povestit cum au decurs lucrurile la acea vreme. Cine a ordonat asasinarea soților Ceaușescu? În 1989, chiar în ziua de Crăciun, soții Nicolae și Elena Ceaușescu erau executați la Târgoviște, iar acest lucru era echivalent cu sfârșitul regimului dictatorial din țara noastră. La peste 3 decenii de la acel eveniment cu o mare însemnătate istorică, Petre Roman, un personaj cheie al Revoluției și al politicii românești post-decembriste, a explicat cine a ordonat asasinarea cuplului dictatorial. Fostul premier a dezvăluit că decizia ca cei doi să fie trimiși la judecată a fost luată de Ion Iliescu, sfătuit îndeaproape de Silviu Burucan. Ulterior, armata și-a asumat rolul de judecat al cuplului prezidențial prin intermediul unui tribunal militar. Iată ce spune Petre Roman. Decizia de a fi trimiși spre judecată a fost luată la sugestia lui Silviu Brucan de către Ion Iliescu, președintele CFSN, în Consiliul Frontului Salvării Naționale, și era considerată logică. Ăsta e contextul. Afară mureau oamenii cu sutele, iar cei de aici din CFSN încercam să facem posibilă schimbarea de regim. Armata și-a asumat acest rol. Procesul a fost organizat în conformitate cu legea de un tribunal militar. Azi nu putem să-l privim decât un lucru în neregulă, care ne dă un sentiment de amărăciune, dar noi trebuia să ne plasăm în acel moment. Eu nu am avut nicio contribuție. Gelul Voican Voiculescu s-a oferit să meargă acolo. Generalul Stănculescu, numit de Ceaușescu, era acolo. Acolo, la proces, Ceaușescu nu vorbește despre complot, el spune: eu vreau să mă duc în fața Marii Adunări Naționale, spera că mai are oameni loiali, ceea ce nu era adevărat. Nu a existat apărare la proces, spune Petre Roman. Despre acel moment sensibil din 1989, Petre Roman recunoaște că a fost unul dominat de o pată neagră prin prisma faptului că soții Ceaușescu nu au beneficiat de o apărare corectă. În acest proces din 25 decembrie 1989, rolul apărării nu a existat, asta rămâne o pată neagră în acel moment de judecată, a mai spus fostul premier. Sentința de condamnare la moartea cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu a fost pronunțată pe 25 decembrie 1989 la ora 14:45 și, deși verdictul admitea recurs, a fost executată 5 minute mai târziu în curtea Unității Militare din Târgoviște, lângă clădirea Corpului de Gardă.